Festivalul de manele de la Cluj care a avut invitați pe Nicolae Guță și Jador nu a avut spectatori, aproape nimeni nu a cumpărat bilete organizatorii festivalului de manele One nu au reușit să atragă publicul în număr mare la evenimentul din 1 2 iulie, deși festivalul se anunța unul grandios. Fiador și Nicolae Guța au fost la un pas de a-și anula concert. și Nicolae Guța au fost la un pas de a-și anula concertele. Fiador și Nicolae Guța au fost la un pas de a-și anula concertele. Fiador și Nicolae Guța au fost la un pas de a-și anula concertele. Fiador și Nicolae Guța au fost la un pas de a -și anula concertele. Jador și Nicolae Guța au fost la un pas de a-și anula concertele. Cel mult 100 de fani ai genului muzical în cele două zile de festival. Vineri seara, în prima zi de festival, o mână de oameni se strânsese în jurul scenei, iar Jador a fost la un pas să renunțe la concertul programat. La ora 23, atmosfera a fost întreținută de orchestra lui Jador, conform știri de cluj.ro. Artistul a urcat pe scenă aproape de miezul nopții pentru a-și onora obligațiile din contract. Sâmbătă Nicolae Guță a transmis un mesaj pe Facebook pentru a indemna pe fanii săi să nu dea crezare celor spuse pe rețelele sociale, informații conform cărora el și-ar fi anulat concertul din cadrul festivalului. Regele Manelelor le-a lansat o nouă invitație admiratorilor săi, promițându-le un show total alături de formația sa și de fica lui Nicoleta Guță. Am nevoie de voi ca de aer. Eu sunt deja activat, deja am luat ceva la bord, a transmis artistul pe pagina de Facebook a festivalului. Conform sursei care a avut un corespondent la fața locului în cele două zile de concerte, au fost mai mulți jandarmi decât plătitori de bilete. Organizatorii nu au putut anticipa numărul real al participanților și au solicitat echipaje pentru asigurarea ordinii ca pentru un eveniment cu mii de persoane. Cei mai mulți oameni de ordine au fost trimiși acasă, deoarece prezența lor nu a fost necesară. Unul dintre motivele eșecului acestui festival ar putea fi promovarea deficitară. Totuși, cei care au fost la concerte s-au plâns de mirosul greu care răzbătea din apropiere, iar de vin ar fi prezența unei ferme de porci aflate în comună.